Inspectorul școlar general Alin Tomoescu a convocat astăzi ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ din întregul județ, organizată de Inspectoratul Școlar Județean din Mehedinți. Au fost invitați și reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. În cadrul ședinței din această lună a Inspectoratului Școlar General Mehedinți au fost discutate mai multe puncte pe ordinea de zi. Centrate pe siguranța elevilor în școală, mesajele pe care le-a transmis Inspectorul Școlar General Alin Tomoescu către conducerea școlilor au privit asigurarea siguranței individuale a elevilor și a cadrelor didactice, dar și creșterea calității actului educativ și reabilitarea cabinetelor, laboratoarelor și sălilor de clasă. Inspectorul Școlar General Mehedinți Alin Tomoescu, împreună cu comisarul de poliție, biroul de siguranță școlară Adrian Tuligă, subliniază importanța respectării normelor de protecție în școli prin efectuarea atribuțiilor în mod corespunzător de către profesorii de serviciu din școli, comportamentul negativ al elevilor și accesul persoanelor străine în unitățile de învățământ. Ce am observat noi ca și polițiști, ca în biroul de siguranță școlară, care ar fi, să spunem așa, vulnerabilitățile, în primul rând, serviciu. Am avut mai multe incidente de la începutul anului școlar și am sesizat că lipsa profesorului de serviciu și sau la executării în mod corespunzător al serviciului în unitatea de învățământ, precum și în curtea școlii. Și atunci o să vă rog și o să insist la dumneavoastră să acordați cu foarte mare atenție. Pentru că toate incidentele pe care le-am avut s-au întâmplat în pauză, între ele, fără să fie supravegheți. Deci de aici trage și noastră concluzia din începutul anului școlar din septembrie. Nu e mai puțin adevărat că, în principal, comportamentul elevilor, da, educația pe care o primesc, modelele pe care le au poate acasă, în grupul de prieteni, da, rolul nostru este de a-i ajuta pentru că sunt copii și au nevoie de sprijin. De asemenea, am mai avut în atenție persoanele străine. Sunt persoane, și aici mă refer la accesul unităților de învățământ. Sunt persoane care nu justifică prezența și locul în unitățile de învățământ, elevi ai altor unități de învățământ, părinți sau aparținători ai copiilor, ai elevilor și, bineînțeles, alte persoane. Accesul unităților de învățământ se face cu respectarea regulilor. Răspunderea fără drept se sancționează cu amendă. Dacă sunt astfel de persoane și care refuză să părăsească unitatea de învățământ sau curtea școlii, spune, legea spune și toate locațiile aparține școlii, da? Atunci vă rog să ne anunțați de îndată ca să luăm noi măsuri asupra acestor persoane și pentru tulburarea ordinii liniștii publice, da? De asemenea, un alt subiect atins de către comisarul de poliție al biroului de siguranță școlară, Adrian Tuligă, a fost cel de a combate și preveni violența din unitățile de învățământ, inclusiv fenomenul de bullying. Mi-aș dori foarte mult să activați comisia de prevenire a violenței, a faptelor de violență, interculturalității, da, și grupul anti-bullying. Sunt astfel de situații, din câte am observat partea de bullying, mai ales clasele gimnaziale, sunt vulnerabile. Se întâmplă și la, să spun, la unități de învățământ cu prestigiu, nu numai la unele mai slabe sau unde sunt copii venit din medii sociale și trebuie defavorizate. Da? Și atunci, vă rog să le activați, să lucreze, să se întâlnească lunar membrii comisiilor și grupurile anti-bullying să ia în discuție sau să stabilească un calendar, pentru că în acel ordin 43-43 sunt prevăzute o serie de activități care se pot desfășura și cu rol proactiv, nu neapărat de constatarea bullying-ului, dar de prevenirea unor astfel de situații. În
continuarea ședinței, inspectorul școlar general Mehedinți, Alin Tomoescu, a prezentat noile finanțări pe care le va primi domeniul educației în județul Mehedinți și, de asemenea, clarificarea speculațiilor apărute în mediul online cu privire la incapacitatea încălzirii în sezonul rece a unităților de învățământ. Alin Tomoescu este un bun profesionist, implicându-se activ în domeniul educației mehedințene, dorindu-și să creeze cele mai bune condiții pentru toți cei implicați în procesul de învățământ. Astăzi a avut loc ședința cu directorii de unității de învățământ din județul Mehedinți, unde am avut de discutat mai multe probleme specifice domeniului nostru. Am fost la o întâlnire cu domnul ministru și toată conducerea ministerului, împreună cu ceilalți generali din țară, în care am discutat mai multe puncte pe care trebuie să le transmitem în județele noastre. Astfel, la primul punct am avut de discutat despre finanțarea foarte mare care va veni din programul PNRR. Noi avem de dotat 1058 de săli de clasă cu mobilier școlar, dotăm laboratoare școlare, toate laboratoarele școlare, inclusiv laboratorul consilierului școlar. În viitor, tot așa, se preconizează ca să avem în fiecare sală de clasă o tablă inteligentă. Aici avem o sumă foarte mare la nivel de țară de 478 de milioane de euro, iar pentru sală de clasă avem o sumă de 300 de milioane de euro pe toată țara. Totodată, un alt punct foarte important care se discută și care într-adevăr este un punct de actualitate și care trebuie neapărat implementat este creșterea siguranței elevilor în școli. Am discutat concret să avem în fiecare unitate de învățământ un semn distinctiv, pentru că de aici pleacă foarte multe. Imediat se observă de către profesorul de serviciu că altcineva din alt liceu sau din exterior în general a intrat în școală și produce diferite probleme și automat trebuie să reducem acest fenomen de bullying iarăși. În alt punct de pe ordinea de zi a fost încălzirea în școli. Ce ne puteți spune despre asta? Din fericire, în județul Mehedinți stăm foarte bine. Chiar am avut o inspecție tematică pe această temă și absolut toate școlile din mediul rural au asigurat combustibilul, respectiv lemnele, pentru că pe lemne se încălzesc în mediul rural, iar în Severin se va rezolva această problemă fiind legați la termoficarea centrală sau având centrale pe gaz. Prin intermediul acestor ședințe lunare se urmărește înflorirea învățământului mehedințean și totodată rezolvarea problemelor întâmpinate.